De Ziua Mondială a Diabetului, marcată în fiecare an la data de 14 noiembrie, Rotaract Siget continuă tradiția și a organizat și de data aceasta o întâlnire a specialiștilor în domeniu cu tineri din oraș, cu scopul de a crește gradul de conștientizare a acestei afecțiuni, care devine din ce în ce mai răspândită. Dacă înainte obișnuia să viziteze școli și licee, anul acesta echipa Rotaract a ales sediul Universității Babeș-Bolyai, extensia Siget Marmației, acolo unde un medic specialist le-a vorbit tinerilor despre prevenție și testarea regulată pentru a descoperi diabetul în stadiile incipiente, dar și sfaturi importante legate de alimentație. Îl organizăm de obicei în licee, l-am făcut în cele 4 ediții anterioare, l-am făcut la liceu, anul acesta am decis să-l facem la Universitatea Babeș-Bolyai. E un proiect cu tradiție, un proiect educațional prin care informăm cât mai multă lume și ne adresăm publicului larg, dar momentan în special tineretului, despre complicațiile diabetului, metode de prevenție și tot ce înseamnă diabet zaharat, alături de specialiști. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, unul din 10 adulți la nivel global are diabet, dintre care peste 90% din cei bolnavi au diabet de tip 2, iar jumătate din cazuri nu sunt încă diagnosticate. Noi continuăm o tradiție, chiar și eu vreau să mulțumesc echipei de la Rotaract, că la început a fost o provocare să încercăm să găsim o modalitate prin care să facem, cum spunem noi, protocolar educație terapeutică, dar de fapt suntem doar la începuturi cu o informare medicală legată de această maladie de diabet. Într-adevăr, în fiecare an ne-au ajutat să ne putem adresa unei plaje de auditori, unei plaje de ascultători tineri de la liceele din Siget. Anul ăsta se pare că suntem într-un mediu mai elevat, suntem la universitate și pe calea asta vreau să mulțumesc celor de la Rotaract pentru efortul depus pentru a organiza aceste prezentare. Acum, vis-a-vis pentru ce suntem noi aici, astăzi într-adevăr celebrăm Ziua Mondială de Luptă împotriva Diabetului. Această maladie, sunt sigur că aveți cât de cât cunoștință sau cel puțin aveți, mă rog, ați auzit de problematica pacienților cu diabet. Datorită de ce ar fi întreba asta, sunt foarte, foarte mulți pacienți cu diabet. Putem considera că deja există, putem să o numim o epidemie sau chiar pandemie de diabet la nivel mondial. Țara noastră nu face excepție. Cel puțin pe slide-ul care îl vedeți, vedeți, mă rog, niște date informative din 2021 de la forul nostru științific suprem, Federația Internațională de Diabet. La nivelul României, în 2020-2021, erau undeva cam 600.000 de pacienți cu diabet diagnosticați, dar se pare că ar fi și pacienți, un număr cam tot atâta de pacienți care nu au fost diagnosticați și care, de fapt, probabil urmează să fie în curând pacienții noștri. Cu alte cuvinte, cam 5% ar fi pacientura care suferă de diabet în România, 5% din populația României. Se preconizează că în 2030, după cum merg treburile, s-ar putea să depășim chiar 6%, ceea ce e un lucru extrem de îngrijorător. Acum, vis-a-vis de boala asta, diabetul este o maladie cronică care înainte nu a fost atât de prezentă ca și patologie și ca număr de pacienți, deci ca și morbiditate. Probabil înainte era și posibilitățile de adresabilitate la serviciile medicale erau mai precare. Actualmente adresabilitatea este mult mai mare, dar pe lângă acest lucru o să ajung la slide-ul în care o să vă expun anumite lucruri privitoare la predispoziția pentru diabet. Se pare că mai ales la noi după Revoluție am împrumutat foarte mult din modul de viață occidental și a apărut alimentația cu produse extra-rafinate, supra-rafinate, a apărut munca la calculator, de sedentarismul și, bineînțeles, a apărut și obezitatea, plus stresul. Aceștia sunt factori care favorizează apariția acestei boli
și observăm, cel puțin față de anii, să spunem, anii 60, 65, 70, 75, dacă ne uităm pe statistici, este o adevărată explozie și în România de cazuri de diabet. Noi depozităm tot ce este în plus ca și energie, noi depozităm grăsime, dar care are proveniența nu din grăsimile pe care le consumăm, sau, mă rog, procentul cel mare nu este din grăsimile pe care le consumăm, ci din produsele care fac parte din clasa carbohidraților, în special din glucoză. Și atunci revin la teoria de care am început să vă povestesc. În perioadele de foamete, pacienții care au suferit anumite mutații genetice puteau foarte ușor să acumuleze surse de energie din puținul de carbohidrați pe care îl consumau. De-a lungul istoriei au început să apară agricultura, produsele cerealiere, care în esență au un conținut foarte bogat în carbohidrați și, bineînțeles, că a apărut și depozitarea în exces a sursei de energie reprezentată de glucoză. Și acum revin la problema cu diabetul. Unde este legătura? Dintre cauzele... Nu pot să dai acasă. Bun, aici. Bun. Vă spun, legat de metabolismul glucozei. Glucoza este, de fapt, combustibilul nostru. Este exact așa, să vă închipuiți că suntem ca un motor pe benzină, care benzina este glucoza și pancreasul, glanda care o vedeți cu galben, este, de fapt, în spatele stomacului, produce un hormon, insulina. Insulina, așa să vă închipuiți că este ca un injector care introduce glucoza în celule. Bun. Nu. Următorul slide. Nu, lasă-l pe tot prostesc. Bun, și acum să vă explic că unde este problema de apare diabetul. Insulina are anumite rezerve de hormon. Pancreasul are anumite rezerve de hormon. În momentul în care organismul începe să acumuleze grăsime, iar ca și sursă este, de fapt, glucoza, carbohidrații, acea grăsime se depune la nivelul intestinelor și după aceea se depune în aproape toate țesuturile. Acumularea aceasta de grăsime duce la un fel de rezistență la acțiunea insulinei. Fiind o rezistență crescută la acțiunea insulinei, pancreasul, de care v-am dat înainte, încearcă să suplinească această problemă pentru a menține glicemia la valori normale și dublează sau chiar triplează secreția de insulină. Cu timpul, dacă problemele merg în continuare, cu timpul această secreție duce la epuizarea resurselor de insulină și în momentul în care se epuizează resursele de insulină, de fapt, mulți dintre pacienți deja trebuie să administrăm, să suplinim deficitul respectiv de insulină cu insulină artificială, deci cu injecții de insulină. În ceea ce ne privește pe noi, asistenții, care avem un rol destul de bine definit, un rol destul de important în îngrijirea pacientului cu diabet zaharat, învățăm cum să-și gestioneze corect boala, cum să-și administreze corect medicația, să se evite complicațiile cronice, să se evite decesele premature și, de ce nu, creșterea calității vieții. Acceptarea acestei boli este un proces destul de îndelungat de maturizare, în primul rând pentru pacientul în cauză este destul de greu de acceptat faptul că boala nu se vindecă, pe de o parte, iar pe de altă parte faptul că, având un stil de viață sănătos, poate să-i crească calitatea vieții. Îngrijirea pacientului cu diabet zaharat este orientată atât către pacient, cât și către familia acestuia.
Este un proces continuu, se face sau ar trebui să se facă într-o echipă complexă, și anume diabetolog, asistent medical, dietetician, psiholog. Deci BICA este o boală cronică la care, dacă participă în mod activ și înțelege despre ce este vorba și respectă toate indicațiile pe care îi le dăm și comunicăm în continuare pentru a vedea eventuale derapaje sau, mă rog, agravări sau poate chiar situații mai complexe, lucrurile pot fi duse pe un făgaș bun, iar pe viitor totdeauna le spun să înțeleagă că este o boală care este deja un dat pacientului respectiv, dar dacă va respecta toate indicațiile și toate informațiile pe care le oferim, este o boală cu care trebuie să trăiască, dar poate să trăiască cu ea în buzunar. Am observat că mulți pacienți înțeleg treaba asta. La început este într-adevăr o negare a situației respective. Mulți refuză să creadă că au diabet, refuză să respecte indicațiile, dar cu timpul se obișnuiesc și, în special, pacienții care sunt complianți, dau rezultate foarte bune și avem pacienți care au ani întregi de diabet, fără complicații severe, și care, într-adevăr, de multe ori vin și îmi spun, cei mai vechi pacienți de acum 10 ani, îmi spun, da, domnul doctor, acum am ajuns să trăiesc cu el în buzunar, dar trăiesc cu el și e ok. Deci ei nu trebuie să se izoleze de societate, de familie, de prieteni, de, trebuie să realizeze că pot fi în continuare angrenați social, angrenați familial, și este o boală care, într-adevăr, cum le spun la foarte mulți, este în propriile lor mâini. Este foarte important de știut faptul că multe persoane pot să nu prezinte vreun simptom, dar să se afle la risc de diabet sau chiar să aibă diabet, astfel că au nevoie să fie testate și în absența simptomelor. Testarea permite medicului să descopere diabetul din timp și să coopereze cu pacientul pentru a gestiona diabetul și a preveni complicațiile. Deci este foarte simplu, doar se înțeapă până acum. Sunt aparate care automat dau valoarea 106, da, trebuie să mănânci. Ce indică valoarea obținută? Păi indică faptul că valoarea este normală și nu se pune problema unui diabet. Și ne bucurăm. Prin această acțiune, organizatorii au vrut să atragă atenția și asupra alimentației studenților, dar mai ales asupra obiceiurilor nesănătoase pe care le au între cursuri. Am fi tentați că așa în perioada scurtă dintre cursuri să mergem la un fast food sau să ne luăm ceva rapid, care nu e tocmai ok, și sincer și eu am avut această problemă de-a lungul timpului, dar am început să fiu puțin mai atent și acum îmi pregătesc de dimineață așa niște alimente mai sănătoase, mi le pun în mașină și între cursuri dau rapid o fugă la mașină și mănânc rapid, și astfel e mult mai bine și pentru mine, clar. Și având în vedere și materialele care ne-au fost prezentate azi, voi fi și mai atent pe viitor.